Cu ocazia împlinirii a frumoasei vârste de 30 de ani a postului de televiziune Alfa Omega, aș vrea să îmi exprim admirația pentru efortul susținut de către acest post de televiziune de-a lungul a trei decenii. În primul rând, apreciez faptul că această televiziune a pornit într-un moment în care puțini evanghelici s-ar fi aventurat spre o asemenea direcție. De ce spun asta? A fost practic o activitate de pionierat, într-un moment istoric în care instrumentele media percepute de evanghelici ca fiind poate mai nepotrivite, mă refer în mod specific la televizor, și televiziune. Iată că au fost anumiți oameni care au avut viziunea aceasta de a folosi acest instrument în pofida reticențelor manifestate de către unii. Și s-a dovedit în timp faptul că n-au dat greș, că această inițiativă a prins contur și s-a materializat într-o activitate care s-a desfășurat pe termen lung. Uh, spun uh, un cuvânt de felicitări în mod specific uh, familiei Pețan care a dat startul unei asemenea activități. Uh, iată că, după trei decenii, uh, o televiziune creștină este altfel percepută în România și în mediul evanghelic. Evident, uh, apreciez tot efortul care s-a făcut în toți acești ani. Puțini își pot imagina care sunt eforturile pe care le presupune susținerea unui post de televiziune? E vorba de multe ore petrecute în studiouri, pentru înregistrări, pentru editări, pentru montaje. E vorba de investiții în echipament, e vorba de investiții în oameni, care oameni depun un efort considerabil. Pentru uh, salarii care nu sunt uh, numai decât atractive în peisajul românesc. Uh, ca un om de media care sunt implicat de aproape 28 de ani, în radio, evident, îmi dau seama că televiziunea presupune un efort considerabil mai mare, costuri mai mari, oameni mai mulți, echipamente mai scumpe. De aceea uh, am o profundă admirație pentru această activitate care, iată, a ajuns la această vârstă frumoasă. Dacă este să fac o urare acestui post de televiziune, Alfa Omega TV, este ca să aibă parte de o cât mai mare susținere din partea a multor beneficiari care sunt fie pe teritoriul țării, fie în exterior. Și dincolo de emisiunile care sunt deja realizate și care sunt în curs de derulare și de transmisie, să existe și alte emisiuni care să fie mai adaptate momentului istoric pe care îl traversăm. Mai multă creativitate și mai multă putere de muncă dată de Dumnezeu. Noi suntem conștienți că avem o libertate temporară. Nu știm cât vom mai avea prilejul de a utiliza astfel de instrumente media, dar atâta vreme cât putem să le folosim, să le folosim cu un maximum de uh, randament. Uh, vă doresc uh, să emiteți și să produceți până când uh, Domnul Hristos se va întoarce. Uh, e adevărat că am remarcat în dreptul uh, postului de televiziune Alfa Omega Faptul că există o predilecție pentru tematici legate de escatologie, faptul că ați și publicat anumite cărți pe aceste teme, e o temă într-adevăr de interes pentru oamenii care ascultă sau care vizionează astfel de programe și cred că... Este bine să vă concentrați în continuare pe aceste teme, dar, evident, ne lăsând deoparte și alte tematici care sunt de un real interes. Celor care au fondat și care au susținut acest post de radio până în prezent, echipei care lucrează, vă doresc în continuare călăuzirea lui Dumnezeu, putere de a fi creativi și de a face o lucrare ca pentru Domnul. Îmi dau seama că nu întotdeauna aveți un feedback din partea uh, telespectatorilor, dar uh, e o lucrare pe care trebuie să o facem ca înaintea lui Dumnezeu, orice lucrare. Uh, ca unii care suntem uh, în aceeași branșă și știm ce presupune un asemenea efort, vă dorim uh, viață lungă în continuare în această activitate. Și să vă bucurați de răsplătiri din partea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați, Alfa Omega TV. Vă investiți înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.